Ștefan, ce este de fapt această hipertensiune arterială? În cifre, hipertensiunea arterială practic este valoarea tensiunii arteriale mari peste 139 de milimetri de mercur și a tensiunii mici peste 89 de milimetri coloană de mercur. Valorile astea practic coincid cu două momente din funcționarea sistemului nostru cardiovascular, atunci când inima pompează și valul de sânge forțează pereții vaselor, avem tensiunea mare. Și tensiunea mică este tensiunea care apare în momentul în care inima se relaxează și se încarcă, și rămâne valul de sânge curgător, practic, până la momentul unei noi contracții. Bun, și avem, deci, tensiune de care avem nevoie, da, avem nevoie de o tensiune arterială. Hipertensiune este tensiunea prea mare. Care sunt semnele și simptomele că avem de-a face cu o hipertensiune? Semnele și simptomele, din păcate, sunt problematice pentru că Tensiunea arterială este cunoscută în denumirea medicală ca ucigașul tăcut atunci când este crescută. Și asta pentru că foarte mulți din populația generală nu au nicio manifestare. Ele apar în momentul în care tensiunea este crescută pe o perioadă lungă de timp și se produce un eveniment cardiovascular acut, un accident vascular cerebral, un infart de miocard sau o problemă renală severă. Ok, deci este, ați auzit, ucigașul tăcut. Ce facem atunci când mergem în vacanță, într-o vacanță de vară, unde ne expunem la căldură? Cum facem față hipertensiunii arteriale? În primul rând, cred că este extrem de important să dăm atenție controlului factorilor care ar putea să ne crească tensiunea. Expunerea la temperaturi excesive, consumul de lichide asociat cu sare, este foarte important să ne hidratăm vara, dar să nu asociem cu sarea, pentru că sarea va conduce la retenție de apă în organism și la creșterea tensiunii. Și este foarte important în perioadele astea să continuăm să ne monitorizăm tensiunea. E bine să avem un tensiometru și e foarte important să avem tensiometru de braț, pentru că el este cel mai corect în exprimarea valorilor tensiunii arteriale. Da? Uh -huh. Și un tensiometru care să ne permită, practic monitorizarea pe durată mai lungă a valorilor de tensiune, cu înregistrarea acestora. Pentru că trebuie să vedem și trendurile de evoluție ale tensiunii arteriale. Tocmai pentru că monitorizarea asta pe lungă durată ne permite și o acuratețe mai bună când vorbim de tratament sau să ne dăm seama ce am făcut. De am avut fluctuațiile de tensiune în perioada respectivă. Deci monitorizare, tensiometru care este de braț și de preferat unul care uh, memorează acele tensiuni ca noi să putem să vedem o evoluție. Da. Super! Ștefan, mulțumim mult de tot!